Hating-ul! Hating, te urăsc, hating, te urăsc. Ceea ce face de căcat! Ești un donator de organe, ești varză, ești un mârlan. Ceea ce face mârlănie, deranjezi copiii, ne fuți nevestele, barnam, de toate. Cum tata îi spunea copilului că suntem norocoși ca generație să aibă cuvântul hating, că pe vremea lui e invidios, nu prea răutăcios. Cuvintele astea nu explicau exact hating-ul. Nu fi hater. Hating-ul e diferit de critică constructivă, deși critica constructivă poate conține ceva hating în ea. Hating-ul când ești la început, când abia ai început să faci videouri, iar conținutul tău e prost, nu se poate întâmpla. Este oarecum mai justificat decât hating-ul când știi că videoul este bun și nu faci greșeli mari în el. Cine face hating la un video de-al tău de la început, un video care nu este foarte bun din punct de vedere al calității, este mai îndreptățit să facă hating decât la un video nasol. Persoanele care nu fac hating la un video prost, care reușesc să treacă peste calitatea videoului și să vadă potențialul, acelea sunt cel mai de prețuit persoane și e foarte important să le menții pe lângă tine. În lipsa lor de sinceritate, ei te ajută să capeți încredere și să investești mai mult timp. Bă, ești nașpa, faci o treabă de căcat, dai un exemplu foarte prost, nu mergi bine, ai coșuri pe față. Hai de capul tău. Dacă ești la început și cineva ți-a dat un comentariu răutăcios, nu e nicio problemă, treci la următorul video, fă o calitate mai bună, o să vină un comentariu ceva mai puțin răutăcios. Dacă vine în continuare același comentariu răutăcios, acea persoană este un hater, îmi pare rău. Când ajungi mai bine, când ajungi cu o calitate a videourilor mai sus, ca youtuber, ca persoană, e foarte greu să nu te afecteze comentariile. De cele mai multe ori, încercarea de a demonta argumentele persoanei va eșua și nu prin calitatea argumentelor tale împotriva argumentelor acelei persoane, ci prin prisma faptului că acea persoană nu gândește la fel ca tine, nu vedeți lucrurile la fel, iar diferența asta de opinie nu va fi ușor de sudat. E o pierdere de timp. Argumentele împotriva hating-ului sunt o pierdere de timp. E greu, se învață cu timpul să devii indiferent. O să existe situații în care ce căcat e pe jos, la modul ce căcat e pe jos pentru că e căcat. O să existe videouri pe care le faceți care o să fie din punct de vedere al calității și al conținutului impăcabile, nu ați greșit nimic în ele, n-ați supărat pe nimeni în video, toată lumea este incredibil de satisfăcută de video și vine comentariul de hate. Ești un donator de organe, nu te întreba de ce toată lumea te înjură. Și alte ori, când faci un video în care nu ai material, să zicem, sau cine știe din ce alte motive, ai băgat niște faze care clar te pun într-o lumină proastă. Ai încălcat legea, ai făcut o prostie, ai înjurat pe cine nu trebuia, ai distras atenția șoferilor, ai speriat pe cineva și toată lumea e ok cu chestia asta. Nimeni, și atunci haterii nu se activează. O să fie ambele cazuri. Evident că o să fie și episoade în care greșești și te vor taxa. Când greșești și te vor taxa, persoana care îți va da o critică constructivă va reuși să aprecieze partea bună a videoului și să-ți amintească de greșelile pe care le-ai făcut în video. Haterul se va lua doar de partea negativă și nu va înțelege logica videoului. Ce l-ai înjurat pe ăla? Păi stai să vezi, în pana mea, ăla se deplasa, a fost un pericol pentru mine. A forțat galbenul. Ok, și ce era să fac? Să fac un front wheelie, să stau pe roata din față? Ce era să fac? Nu merită să stai să le descoși. Tu știi că ai dreptate, multe persoane au dreptate, multe persoane îți dau dreptate și clar nu au fost deranjate de același lucru, haterul te poate atinge. Și problema cu hatingul ăsta este că el de fapt poți avea o situație în care te bucuri de un feedback extraordinar de pozitiv per total și din 20-30 de comentarii pozitive vine unul și zice ai minus de la mine sau de parcă ar fi pe TrafficTube sau zice nu-mi convine, îți face o întreagă teorie despre cum dai un exemplu negativ cuiva. Băi, și e ca momentul ăla la te trezești oarecum din nou un copil. Jandarmeria, dar roșu să știi că l-aveai când ai plecat de polo. Te trezești din nou un copil și ești adus din nou în situația aia când te duci acasă cu o notă foarte bună la engleză sau la o altă materie la care erai foarte bun. Mami, am luat 10. La ce ai luat 10? Felicitări, puiule, ai luat 10, felicitări. La ce ai luat 10? La engleză. Ah. La engleză. La engleză totdeauna e 10. Păi, da, păi, ia și un 10 la română. Și aia e chestia, indiferent de cât de bun ești, o să te afecteze oarecum chestia asta. Dar hatingul trebuie ignorat, critica constructivă trebuie adoptată, trebuie înțeleasă și trebuie făcut ceva în privință. Și e o voce foarte delicată pentru tine care primești genul ăsta de comentarii, pentru că dacă ești o persoană, trebuie să înțelegi diferența foarte fină dintre hating, de dragul hatingului, invidia, trolling-ul și pur și simplu critică constructivă. Pentru că e foarte ușor să mergi, să te uiți la un comentariu și să zici a, ok, a făcut un comentariu de hating, e invidie. Depinde că un moșulac e la 65 de ani care zice băi, o să ajungi în spital pentru că depășești viteza legală și te comporți ca o maimuță în trafic. Nu cred că e neapărat invidios pe stilul tău de viață, ci mai degrabă îți vorbește din experiență sau mai degrabă aplică setul lui de valori persoanei tale și el nu are cum să știe ce cunoștințe ai tu pe motocicletă, cât de responsabilă ești ca persoană, cum arăta de fapt situația aia în întregimea ei, dacă video-ul nu a fost editat ca să scoți tu în evidență ceva aspecte, nu are cum să știe toate astea, de asta nici nu trebuie luat la suflet, dar în cazul ăla clar nu e vorba de invidie. Dar fără nu pot să cred, mă, fără semnalizare, fără nimic. Vă dau un exemplu, s-a întâmplat să depășesc niște mașini, iar din dreapta, dintr-o străduță secundară gen asta, să iasă o mașină. Eu văzând-o cam de la distanța asta, vedeam că iese încet, mi-am dat seama, mi-am continuat cursa normal. Persoana care s-a uitat la video, pe video nu se vedea mașina, dar e și din cauza că camera este montată mai jos decât ochii mei. Nu se vedea mașina, s-a văzut doar în ultima secundă. Rezultatul? Un comentariu de hating. La modul, nici nu vreau să-mi imaginez ce putea să iasă în situația aia dacă ieșea mașina în fața ta și te strivea ca pe o insectă. Ok, n-ai acum ce să-i zici omului, băi stai că tu n-ai interpretat bine situația, nu, n-are rost, pur și simplu n-are rost. Omul ăla are o părere proastă despre motocicliști, o să continue să o aibă. Mai sunt critici constructive și aici doar o mică paranteză de la hating, pentru că cele constructive trebuie și atenție la ele, pentru că ele sunt constructive, sunt drăguțe în general, vor începe cu un comentariu de exemplu, îmi place mult ceea ce faci și o să continue cu ceva de genul, dar nu e tocmai ok cum ai încălcat legea. Adevărat. Aici intervine ipocrizia puțin. Comportamentul unui șofer pe stradă este strict legat de psihologia șoferului respectiv. S-a dovedit chiar destul de recent cum că un comportament stradal este aproape la fel de sigur ca o amprentă digitală. Acum, dacă ești Maica Tereza în trafic, foarte bine. Este foarte corect ceea ce faci, dar faci parte dintr-un 0,001%. Ar fi bine ca toți să fim așa? Absolut. Așa că hatingul este inevitabil. Oricât de bună treaba ai face, hatingul este inevitabil. Dacă tu ai încredere în tine, dacă tu ai încredere în puterile tale de a face un lucru bun, mișto, n-are nici cea mai mică importanță că vine un hater și spune că nu e adevărat, că nu faci un lucru bun sau că greșești sau că uite aici, aici, aici ai greșit. N-are nicio relevanță. Până la urmă, oamenii cei mai corecți realizează că ar fi ipocrit din partea lor să-și dea o părere negativă despre ceva, unul la mână pentru că nu sunt ei puși în situația aia și dacă ar fi puși, cine știe ce comportament ar avea, și doi la mână pentru că și ei greșesc. Într-un fel ciudat, e greu să recunoască. Oamenii normali reușesc să treacă prin procesele astea două de conștiință și să nu fie nevoie să-și dea cu părerea aiurea. Oamenii care pur și simplu au mai mult timp de pierdut, se plictisesc, se simte justițiari, consideră că ei o să rezolve problemele lumii, aia o să fută la mandolină să-ți vină rău. Acum, oamenii care nu sunt motocicliști au și ceva împotriva motocicliștilor, pentru că, într-adevăr, anumit tip de persoană este atras de genul ăsta de sport, puțin mai responsabile, puțin mai imature, mai doritoare de adrenalină. De obicei, libertatea despre care tot se vorbește că și-ar dori o motocicliștii, nu se poate asocia decât cu o lipsă a regulilor. Prin definiție. Deci nici motocicliștii nu sunt sfinți. Sunt un magnet de critici. Criticile fac parte din procesul normal de maturizare, de creștere. Ele sunt acolo pentru a te învăța pe tine că nu ești perfect, și a te învăța pe tine că ceilalți nu sunt perfecți. Asta nu înseamnă că ar trebui să te oprești, să faci ce-ți place. Cum e băiatul ăsta, de exemplu. Deranjează pe el că are o bluză roz și are pălărie în cap, 30 de grade, mă deranjează pe mine că-s hater, ca să o termină pe o notă puțin pozitivă. Ideea asta cu hating-ul, ce morți! Am luat-o puțin de la un băiat nou pe scena motovlogging-ului și îmi cer scuze din start dacă nu mă amintesc exact cum se numește, o să pun în descriere Bandit Vlog, dacă nu mă înșel. Băiat căruia îi doresc mult succes, el a început, îi pot doar spune să nu se lase descurajat în niciun caz. Face o treabă foarte bună și are un potențial mare. Până data viitoare, tot mi-a cumpărat nimeni niște măruță, mamă, uite-mă! Fiindcă ne învârtim la nivel, nu fi hater. Fiindcă suntem so nice cu cei ce ne plac, arunc tricoul de pe mine, arunc și hanora.